S-a finalizat modernizarea primei porțiuni de aproape 3,5 km a drumului județean 687E, între localitățile Ruda și Poienița Voinii. Lucrările demarate în urmă cu 2 luni au fost recepționate ieri, iar administrația județeană îi asigură pe locuitorii din Ținutul Pădurenilor că va fi finalizat tot tronsonul de drum județean, îndată ce va avea banii necesari. Acest prim tronson de drum județean, dinspre satul Ruda spre Poienița Voinii, a fost modernizat cu fonduri atrase de Consiliul Județean Hunedoara, prin intermediul Programului Național de Investiții Anghel Saligny și din bugetul propriu al Consiliului Județean Hunedoara. Valoarea totală a proiectului se ridică la 6,9 milioane lei. Asigurăm comunitatea că nu uităm niciun colț de județ și depunem eforturi constante pentru a oferi infrastructură rutieră corespunzătoare în toate regiunile. Modernizăm și reabilităm sectoarele de drum în funcție de necesități și resurse disponibile. Așa cum am menționat anterior, angajamentul nostru este să nu uităm și să nu lăsăm pe nimeni în urmă, a declarat președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, prezent în teren la recepția lucrării.